găsit, doamnelor și domnilor, la interviurile Jurnalului Cultural. În această seară, un alt invitat special, un acordeonist desăvârșit, cel care în 2014 a înființat prima clasă de acordeon la Universitatea Națională din București. Fernando Mihalache, îți mulțumim că ai acceptat invitația noastră. Bună seara și mulțumesc pentru invitația dumneavoastră. Aș vrea să știu care a fost prima ta întâlnire cu instrumentul pe care îl iubești atât de mult. Prima întâlnire a apărut chiar de Crăciun, ca un cadou de Crăciun, aș putea spune, pentru că la vârsta de 6 ani am primit un mic acordeon verde, o mică cutie muzicală care m-a fascinat. Și de acolo, practic, a început tot acest periplu. Este un instrument folosit mai mult în zona folclorului. Primii pași în zona asta ai mers pe zona clasicului sau cum s-a întâmplat? Nu, am început de la Casa de Cultură, evident că se predau și cântece populare și tot felul de cântecele drăguțe pentru copii și ușor, ușor am ajuns la școala de muzică, acolo nu se studia acordeon, am studiat nai și apoi mai târziu la Universitatea Națională de Muzică din București am urmat clasa de compoziție. Exact aici voiam să ajung, de la compoziție la acordeon, cât de tare te ajută în muzica pe care o interpretezi, compoziția pe care ai studiat-o la Universitatea Națională de Muzică din București? Păi mă ajută foarte mult, pentru că reușesc în același timp să și aranjez foarte multe piese pentru acordeon, ceea ce am și făcut de curând, pentru că încerc să aduc foarte mult repertoriu în zona asta a muzicii pentru acordeon și să se poată cânta, eu știu, piese de la clavecin, de la orgă, de la alte instrumente și la acordeon. Și în sensul ăsta am și scris două cărți, am transcris invențiunile la două voci de Johann Sebastian Bach și chiar câteva sonate de Scarlatti pentru studenții pe care am la Universitatea Națională de Muzică din București. O să revenim la Universitatea Națională pentru că am și acolo niște curiozități privind studenții. Voiam să te întreb, cum faci tu trecerea asta de la clasic, pentru că abordezi, când mă gândesc la numele muzicianului Fernando Mihalache, mă gândesc așa la o ferie de la muzică clasică, de la muzică barocă, de fapt, de la Bach, mergi până la jazz. Ai chiar un proiect, dacă nu mă înșel, de la Bach la Galiano. De la Bach la Galiano, da. Este un turneu pe care l-am susținut în anul 2017, împreună cu un alt coleg de-al dumneavoastră și de-al meu, Sebastian Crăciun, și am făcut un turneu, turneul Palatelor, cu cele două instrumente pe care le am, și cu claviatură și cu butoane, că știu să cânt și la acordeonul cu butoane, și am făcut un proiect de la Bach la Galiano, trecând prin mai multe epoși și stiluri muzicale, pentru că acordeonul este un instrument polivalent. Ce este cel mai important când vine vorba de tehnica acestui instrument? Să înțelegem cum emite sunetul, ca să putem să avem o sonoritate așa cum ne-am dorit, o sonoritate de clavecin, de orgă, de acordeon, pentru că datorită registrelor, acordeonul este un instrument politimbral. Tu ce model ai avut de ai luat-o pe drumul ăsta? La început a fost un acordeon rusesc, o cutie muzicală rusească pe care nu aveam registre, dar cu cât acordeoanele au un ambitus mai mare și mai multe butoane la mâna stângă, ai mai multe posibilități. Și asta înseamnă că te desfășori în funcție de butoane sau de clape? Și în funcție de butoane, de clape, dar mai ales de registre, pentru că dacă avem un ambitus mai mare, atunci acordeonul poate avea de la 11 la 15 registre. Și acordeonul poate avea mai multe sonorități, poate fi flaut, poate fi piccolo, poate fi oboi, poate fi clarinet, poate fi vioară, are anumite, eu știu, registre care seamănă bine cu vioara sau cu orga. Deci de asta spun că este un instrument politimbral. Tocmai pentru că mi-ai vorbit acum despre alte instrumente, ce fel de asocieri se pot naște cu acordeonul? Alături de ce instrumente poți cânta? Păi cred că poți să cânți alături de orice instrument, atâta timp cât te gândești la ambitusul celuilalt instrument și
vezi cum s-ar putea, eu știu, lega lucrurile împreună, cred că este foarte simplu. La un moment dat am făcut un proiect foarte interesant cu Horia Maxim, unde am fost iar invitați la TVR Cultural, când exista TVR Culturalul, atunci mă bucur că s-a redeschis. A fost foarte, foarte interesant pentru că am avut practic o asociere interesantă, timbrală, flaut, acordeon, pian, contrabas. Și foarte mulți compozitori au fost cum, da, pianul și acordeonul se bat cap în cap. Deloc, absolut deloc, pentru că acordeonul poate tocmai prin această multitudine timbrală să înlocuiască un alt instrument și nu trebuie să fie neapărat acordeon. Tocmai pentru că a venit vorba de asocieri ale acordeonului cu alte instrumente, mă gândesc la asocierea pe care ai făcut-o la un moment dat cu o voce, cu o soprană. Ați cântat colinde, tu și exact. Cecilia Bucerzan. Da, da. La Institutul Cultural Român din Istanbul, grație unei invitații deosebite, dar da, am făcut un program interesant cu piese de colind, piese care se pot pune împreună foarte bine, pentru că vocea și orga de biserică sau acordeon pot suna iar o combinație interesantă. Aici voiam să ajung, pentru că instrumentul pe care îl mânuiești cu atâta iscusință de multe ori se duce către zona asta, către un sunet de orgă. Da, se duce către un sunet de orgă, pentru că putem spune chiar de la începuturile sale, deși este un instrument nou în peisajul muzical, familia Piccini, una dintre primele familii de acordeon din peisajul muzical al constructorilor de instrumente, a pornit de la această idee să aibă o orgă portabilă. Aha. Și au reușit să facă un instrument portabil, un instrument foarte bun, care sonoritatea se semene destul de bine cu orga. Am o curiozitate. Dacă ai abordat un asemenea repertoriu, inspirându-te din piese deja scrise pentru alte instrumente, există și concerte sau, nu știu, ceva compoziții special dedicate acestui instrument? Există foarte multe concerte și e foarte interesant că am și cântat un astfel de concert în primă audiție în România, concertul de acordeon și orchestră de cameră de Aurel Stroie. A fost o premieră în Săptămâna Internațională a Muzicii Noi și de asemenea de curând, anul ăsta, în ianuarie, am cântat concertul, dublu concert de Sabin Păuța pentru acordeon, pian și orchestră. Care e cea mai mare emoție pe care o ai când ești pe scenă? Păi cred că cea mai mare emoție este de a încerca să transmiți publicului tot ce îți dorești să transmiți și cumva să poți supraevalua poate un pic lucrurile, pentru că îți doresc să ajungi la inima spectatorului. Și cred că asta e cel mai important. Avea un celebru pianist o vorbă, până și ultimul spectator din ultimul rând ar trebui să te audă. Ai cântat chiar și în Festivalul Enescu și nu numai că ai interpretat în Festivalul Internațional George Enescu, ci ai cântat o operă întreagă. Cum se cântă o operă la acordeon? Da, este foarte ciudat pentru că, da, am cântat și Voțec și Lulu de Alban Berg în două ediții separate din Festivalul Enescu, o dată cu Filarmonica Națională George Enescu și altă dată cu Filarmonica de cameră din Cluj, pentru că Lulu s-a făcut într-o formulă restrânsă. Este foarte interesant pentru că acordeonul capătă noi valențe, aș putea spune, și într-adevăr în operele lui Ambal Berg, el a fost unul dintre primii, să spunem, compozitori de muzică cultă care au introdus într-o operă, într-o lucrare atât de mare și acest instrument. Iată o bogăție de armonii, de note, de nuanțe. Aș vrea să revenim la ideea aceasta de înființarea unei clase de acordeon la Universitatea Națională de Muzică din București. Este cea mai importantă universitate pe care o avem? Păi a fost foarte interesant tot acest periplu, pentru că eu terminând compoziție, domnul Dediu mă știa ca și compozitor sau în zona asta, că scriu lucrări. Și la un moment dat, cântând cu mai multe ansambluri, printre care și Traffic Strings, a văzut
că știu să cânt și la acordeon. Și a spus, a, foarte interesant, zice, tocmai am scris o scrisoare pierdută, o operă foarte interesantă și aș avea nevoie de acordeon, de țambal, de chitară. Cum crezi că putem să facem? Și am zis, da, sigur, putem să, pot să vă ajut în acest proiect să vin și să colaborez cu Opera Națională, să realizăm acest proiect. Și a fost foarte, foarte interesant, pentru că, practic, au plecat lucrurile de la o colaborare. Dumnealui a fost foarte deschis, pentru că a văzut că și în alte universități, în Europa și America și așa mai departe, există clasă de acordeon și acordeon clasic. S-a gândit să începem cu un modul, la vremea aceea nu s-a putut deschide o clasă și am început din 2012 cu modul și apoi în 2014 am deschis o clasă de acordeon clasic. Aș vrea să știu dacă inițiativa ta a fost primită cu aplauze la Universitatea Națională și ce fel de studenți ai, câți studenți ai? A fost primită cu aplauze și poate cumva și cu ochi mari, pentru că era un instrument nou și toată lumea, evident, îl asocia cu folclorul și cu muzica populară. Total de acord, de acolo a plecat acest instrument, dar în zilele noastre acordeonul este un instrument de concert, un instrument care se poate cânta cu orchestra simfonică sau, de ce nu, ansambluri camerale. Și da, am început, a fost un experiment interesant la început, pentru că e greu dintr-o dată să ai studenți care să vină la conservator și au fost copii care au cochetat cu acordeonul. Și după acest timp de aproape 10 ani pot spune că au început să vină chiar și copii din Republica Moldova, din Ucraina, s-ar putea chiar și din Serbia să vină pentru anul viitor un student. Eu cred că acest lucru a deschis un nou orizont pentru cei care și-ar dori să facă acordeon. Și sper ca și copiii care vor termina mai departe, eu știu, vor fi licențiați în acordeon, să ducă mai departe, nu știu, această idee de a duce acordeonul și în altă zonă. Cyril Demian este cel care a brevetat primul acordeon la Viena undeva în 1890. 1829. Și el este un manufacturier de piane. Practic de aici a început toată povestea acestei cutii muzicale. La sărbările câmpenești sau la, eu știu, diverse evenimente organizate pentru comunitate, ar putea să creeze un instrument ușor și portabil. Și de aici a plecat ideea de acordeon. Să creeze o cutie muzicală care seamănă cumva cu muzicuța și poate la care se poate cânta, eu știu, câteva piese simple și interesante. Cât de mult studiezi? Păi atât cât timpul îmi permite. În prezent, nu știu, 3, 4, 5 ore pe zi, poate și mai mult. De curând am fost contactat și de Confederația Mondială de Acordeon să reprezint România în Confederația Mondială de Acordeon și să fiu în juriu la Trofeul Mondial de Acordeon, lucru cu care pot spune că mă mândresc. Ce înseamnă acest rol pe care l-ai acum în Confederația Mondială de Acordeon? Este un rol foarte important. Este responsabilitatea mea să iau legătura cu toți profesorii de acordeon care mai există în țară, să încerc să văd cu ce pot să-i ajut. A fost un program s-a numit Perform Arts, masterclass-uri la școlile din țară. Un lucru foarte interesant. Adică contactul între facultate sau conservator și școală. De asta spun, asta e responsabilitatea mea, să încerc să-i aduc în zona asta, eu știu, a muzicii de jazz, a muzicii de divertisment, a muzicii clasice. Te provoc acum la un mic joc. Este pentru mine prima lecție de acordeon. Aș vrea să știu ce e nevoie să aflu. Păi, cred că lucrurile sunt foarte simple. Trebuie să știm unde-i do. Da. Și ne putem juca cu gama do major. Chiar o să te rog frumos să-l iei puțin. Sigur. Deci este o primă lecție de acordeon, da? O primă lecție de acordeon. Da, copiii sunt foarte încântați, chiar și de la clasele mai mici, când află că acordeonul practic are burduf. De ce? Burduful aduce aminte cumva de vacanță, de valurile mării.
ce frumos! Prin butonul de aer pe care îl avem la mâna stângă, băgăm aer și scoatem aer din burduf. Și atunci e un sunet ca și cum am fi pe plajă, practic. Și sunt foarte încântați de aceste, să spunem, mici jocuri. Apoi, iar construcția acordeonului și registrele pe care le avem, iar avem, spre exemplu, flautul sau piccolo. Sau fagotul. Apoi avem de asemenea un instrument care seamănă poate un pic cu vioara sau viola. Viola, de ce nu? Înțeleg că avem poate fi fascinat un copil în felul ăsta. Exact, exact. Și când e vorba să se apropie de orgă? Când e vorba să se apropie de orgă, sigur, avem și registru de orgă. Și poate suna ca o mică orgă. Sau ca o orgă în adevăratul sens al cuvântului. O să vă cânt o piesă foarte interesantă și foarte dragă pe care am cântat-o la o lansare de carte, 33. Îți mulțumim pentru că ne-ai acordat acest interviu. Doamnelor și domnilor, l-ați urmărit pe Fernando Mihalache, a fost invitatul nostru din această seară la Jurnalul Cultural și cred că cel mai frumos mod de a încheia acest interviu este muzica. Exact. Și ce o să ne cânti? O să vă cânt chiar o piesă de-a mea, Sunshine se numește piesa.